Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație Centrului Cultural. Reluăm astăzi ciclul de emisiuni Fețele Omului și pentru că actualitatea ne bate la ușă, ca să nu spunem că ne zângăne din șenile pe la graniță, tema de astăzi este Omul Războiului și Omul Păcii. Aș vrea să stabilim de la început faptul că specia umană nu este o specie pacifistă prin natura ei. N-a fost niciodată. În fond și la urma urmei, dacă facem o foarte mică comparație între un om și un tigru, da? Vom vedea că omul nu are nici forța tigrului, nici viteza tigrului, nici colții tigrului, nici ghearele tigrului. Și totuși, în clipa de față, sunt 7 miliarde de oameni în creștere, iar tigrii sunt pe cale de dispariție. Vinovatul principal, dacă putem spune așa, evident, omul. Pentru că există cu adevărat ceva în care omul îl întrece orice altă specie și, din păcate, oricât de civilizați am devenit noi între timp, asta rămâne. Și acest lucru este, după părerea mea, ferocitatea. Cred că specia umană este cea mai feroce specie de pe pământ. Așa se face că domină în clipa de față orice altă specie, în general vorbind, și așa se face că unul față de altul oamenii își manifestă această ferocitate. Știți, un filozof englez a fost hulit în epocă, da, în epoca iluminismului, vorba despre Hobbes, atunci când spunea că homo homini lupus, adică omul este lup față de ceilalți oameni, da? Însă avea foarte mare dreptate sau dovedea o foarte bună cunoaștere a naturii umane fundamentale. Pentru că suntem, până la urmă, o specie de supraviețuitori. Cu siguranță strămoșii noștri îndepărtați au avut de tras, ca să zic așa, și din partea tigrilor, și din partea leoparzilor, și din partea altor animale de pradă, poate chiar și din partea vegetarienilor mult mai puternici, da? Pentru că o altă comparație, dacă vreți, între un om și un elefant, da? Nu avem nici pe departe 6 tone, nu avem 3 metri înălțime, nu avem colți, nu avem puterea de a doborâ copaci pur și simplu și totuși oamenii sunt 7 miliarde, iar elefanții sunt pe cale de dispariție. Vinovatul principal fiind din nou tot omul. Nu suntem o specie pacifică, însă am reușit din când în când să ne creăm insule. Dar insulele astea de pace, de înțelegere între oameni, au apărut întotdeauna atunci când s-a putut comunica, când a existat un limbaj comun și mai mult decât atât ceva care să merite a fi transmis de la un om la altul într-o bună înțelegere a ambilor. Și în afară de asta, cred că și pacifismul în sine este de fapt o formă sublimată, așa, o formă mascată de război. Haideți să vorbim un pic despre marele pacific sau pacifist care a fost Mahatma Gandhi, da? Omul păcii, prin definiție, așa îl cunoaștem cu toții, a dus el însuși un alt fel de război. Acea celebră procesiune, drumul sării, prin care protesta împotriva taxelor impuse de Imperiul Colonial Britanic asupra indienilor, a fost o altă formă de luptă, non-violentă de acord, dar tot un război. Mă rog, a știut, ăsta a fost marele lui merit, că a știut să, dincolo de modalitatea prin care a condus, să zic așa, desfășurarea ostilităților, a știut să folosească ceea ce de atunci și până acum a devenit mult mai puternic, acea a patra putere în stat, respectiv mass media și puterea opiniei publice. Asta este ceea ce a influențat cu adevărat rezultatul muncii sale de o viață. Pentru că altfel, cu 100 de ani înainte, revoltele indienilor erau imediat și dramatic și drastic urmate de armata imperială britanică, împușcându-i, fără niciun drept de apel. Și au fost multe asemenea revolte necate pur și simplu în sânge, de care citim, dacă avem un oarecare interes pentru istoria
britanică sau pentru istoria Indiei, undeva așa în niște notițe, mai mult sau mai puțin de subsol, din secolele 16, 17, 18. Altfel, fenomene relativ normale, să zic, în epocă, da? Revolta celor asupriți împotriva asupritorilor. Bun. Oamenii s-au gândit de multă vreme cum pot face față confruntărilor și ce constituie motiv de confruntare și ce poate face un om care nu dorește confruntare pentru a evita aceste lucruri. Romanii, strămoșii noștri, n-au fost nici pe departe niște pacifiști, da? În fond și la urmă au avut cel mai mare imperiu al antichității și în niciun caz n-a fost făcut prin bună înțelegere, să fim foarte cunoscuți. Dacă noi astăzi, tocmai mi-am adus aminte că copilul studiază limbile vorbite în Europa și una dintre grupe de limbi, limbile romanice, între care cu mândrie zicem și noi că face parte limba română, și mă gândeam, noi vorbim astăzi o limbă romanică pentru că împăratul Traian a hotărât că e ceva de jefuit în Dacia. A adus trupe, i-a învins pe localnici și a jefuit din Dacia. Deci n-a fost nici pe departe. Și el e unul dintre marile serii de împărați și de dinainte de conducători ai Romei care exact cu asta sau aproape numai cu asta s-au îndelenicit. Atunci nu este deloc de mirare că un alt roman, un pic mai târziu, e adevărat, decât a trăit Traian, a pus și în cuvinte o expresie devenită de atunci până astăzi celebră, și anume, în traducere ar fi, dacă vrei pace, pregătește-te de război. Da? Ca citat, si vis pacem, para bellum. Chiar am încercat să găsesc unde a apărut și cine a pus în cuvinte pentru prima dată. Așa se numea Publius Flavius Vegetius Renatus, iar lucrarea sa era De Re Militari. Deci era un tratat militar în care exprima o modalitate prin care cei ce doresc pace o pot obține. Sigur, filozofii de-a lungul timpului și mai încoace, în mod particular cei care au aderat la democrație, deci la conducerea de către popor, au tot schimbat această maximă, i-au găsit tot felul de variante, însă cred că cea veche rămâne cu adevărat cea adevărată și putem vedea lucrul ăsta foarte bine la granițele noastre astăzi, da? Deschidem oricare canal de știri și este prima știre care apare. Rușii, da, dacă vreți, sunt ei înșiși moștenitorii unui mare imperiu care nici el n-a fost construit prin talentul literal al lui Tolstoievski în niciun caz, deși Tolstoievski el însuși a fost un războinic, ci cu biciu și cu naganul, cu pistolul, da? Am văzut speculații apropo de acest conducător, de acest warlord, da, acest conducător de războinici numit Putin. Unii făceau speculații că n-ar fi tocmai întreg la minte, deci ar avea o problemă psihică. Nu știu, evident, n-am avut cum să-l examinez din punct de vedere clinic. Cu siguranță însă nu este cu mult mai departe de iluștrii săi înaintași, un Petru cel Mare, numit și civilizatorul Rusiei, care i-a civilizat cu sabia, da? Și mult mai recent Stalin, care, mă rog, i-a mai împuținat, da? Una dintre statisticile de după moartea lui Stalin punea în evidență faptul că Stalin este responsabil să fie omorât prin sistemul pe care l-a pus la cale cu mult mai mulți ruși decât a reușit Hitler și armata germană în tot războiul. Deci ruși între ei. Mă rog, am auzit și pe unii care au spus că Stalin nu era chiar rus, era georgian, cred, sau așa ceva. Aceștia sunt oamenii războiului, oamenii imperiului, oamenii cuceritori.
sau ai cuceririi, oamenii jafului. Există, din fericire pentru noi, și oameni ai păcii. Dar acești oameni au rar șansa de a deveni voci cu adevărat importante în societate. Mai ales pentru că cel mai adesea oamenii nu îi prea ascultă. Da? Dacă vrei să vorbim despre probabil cel mai mare pacifist de care ne aduce aminte istoria, de Iisus din Nazaret, da? Soarta lui este cunoscută. Mai avem un pic până la Paști când celebrăm de fapt execuția. Ulterior și învierea, pentru că Iisus nu este numai omul Iisus, ci și Fiul lui Dumnezeu și El însuși Dumnezeu, da? Dar dincolo de asta, atunci era vorba, în primul rând, a fost vorba despre patimile, despre chinul, tortura și suferința la care a fost supus și despre execuția marelui pacifist. Și acesta este marele pacifist care a spus că dacă un dușman îți dă o palmă, atunci se întorci și celălalt obraz. Sună frumos. Sună foarte frumos. Din păcate, istoria a dovedit că chiar și cei care s-au dat de-a lungul vremii ca fiind mari creștini au procedat exact pe dos. Dacă vreți un exemplu, Papa Urban, nu mai știu care, al doilea, al treilea, care a hotărât că prea se băteau între ei nobilii europeni și se măcelăreau unii pe alții și că n-ar fi mai bine să pune la cale un război religios și să-i trimită să cucerească, să elibereze Sfântul Mormânt, dar nu să cucerească, să elibereze Sfântul Mormânt, așa au apărut cruciadele. Dacă noi astăzi suferim încă niște consecințe ale unei uri, dacă vreți, ancestrale a musulmanilor față de creștini, în bună măsură îi se datorează acestui super popă numit Urban, da, care așa a hotărât atunci că e mai bine să facem un război religios decât de ce să bată între ei, mai bine să bat cu necredincioși. Un om care ar fi trebuit să fie un om al păcii. Deci pacifismul este foarte adesea pervertit atunci când chiar găsește urechi care să-l audă. Sunt foarte rari în istoria omenirii pacifiștii care ne-au rămas ca fiind personalități importante. Foarte rari. Toate cărțile de istorie, oricare, oricând, orice fel de istorie, orice fel de rezumat îl deschidem, vom vedea războaie, vom vedea conducători militari. Da, noi dacă vorbim despre istoria României, știm multe despre Ștefan cel Mare și cele 40 și de războaie plus 40 și de biserici construite, știm multe despre Mihai Viteazu, da? Știm multe despre Vlad Țepeș, știm puține despre Petru Cercel, da? Care este cel care a făcut toate eforturile pentru a crea prima tipografie în țările române, da? Un om al păcii, foarte puține știm despre el. Mă rog, a fost un fel de frate vitre cu Mihai Viteazu. Și despre mulți alții domni ai noștri, deci din istoria noastră. Ce să mai spune despre istoria cealaltă, istoria mondială, istoria întregii planete? Și atunci este greu ca oamenii păcii să-și facă auzit cuvântul și de multe ori cuvântul nu ajunge. Deloc exclus atunci ceea ce spunea acel roman din vechime, că cel care vrea pace trebuie să se pregătească să-și apere pacea. Sigur, alții au zis cei care vor pace trebuie să aibă ce negocia. Alții au zis cei care vor pace trebuie să pregătească să susțină pacea. Dar cum susții pacea? De ce în fund și la urma urmei există arsenalele nucleare? Mi-a plăcut foarte mult poza pe care ați atașat-o acestei conferințe, da? O jumătate din ea fiind o jumătate dintr-o ciupercă atomică. Întrebarea este de ce există? Da, sigur, niște oameni de știință care au studiat cu adevărat, științific vorbind, fisiunea atomilor, în mod particular pentru uraniu, pentru plutoniu, alții foarte buni tehnologi care au reușit să pună împreună toată tehnologia pentru a face ca acest material fisionabil să explodeze, alții militari, evident, războinici, care au binevoit să și testeze în natură și direct la Hiroshima și la Nagasaki cu consecințele pe care le știm și astăzi.
Dar ulterior, mă rog, niște spioni care au furat planurile de la americani și au ajuns la ruși și așa mai departe. De ce există arsenale nucleare? S-a spus întotdeauna despre războiul rece. De fapt, era un război al amenințărilor. Ceva de tipul facem pace, pentru că dacă tu îmi dai cu bomba ta, îți dau și eu cu bomba mea. Atâta vreme cât numai americanii aveau bomba, situația era cumva dezechilibrată. Da, dar apoi s-a echilibrat din punctul de vedere, deci cumva și celelalte națiuni au învățat că dacă vor pace, trebuie să aibă bombe nucleare. Din păcate. Și nu erau numai oamenii ai războiului, pentru că eu sunt convins că un Einstein sau un Niels Bohr erau prin natura lor de oameni ai științei, erau pacifiști. Pentru că ei știau că știința este desprinsă de context, este un lucru făcut pentru întreaga umanitate, nu numai pentru un segment sau pentru o națiune. Erau convinși de lucrul ăsta. Einstein chiar a suferit și a trebuit să ajungă ca refugiat evreu fiind în America din cauza politicii unei clici de războinici care se dezvolta în țara sa natală, Germania. Ei știau ce înseamnă pacea. Și totuși, bucățica de pace pe care ei au împărtășit-o lumii a fost repede pervertită de ceilalți oameni cei ai războiului pentru a deveni unealtă a războiului. Nu e deloc de mirare, de altfel, că prima utilizare practică a energiei atomice n-a fost nici pe departe energie electrică. Prima centrală a apărut după anii 50, prima centrală atomoelectrică. Bombele, așa cum știm bine, au fost detonate în mod real în 45, în 6 și 9 august. Deci, războinicii au fost întotdeauna, au avut prima opțiune. Aș zice, bine, întreabă cine, dacă ar întreba cineva, dar de ce? Aș spune că așa ne-am născut ca specie. Că asta a fost, cum să spun, calea noastră pentru a ajunge la dominarea lumii. În fond și la urma urmei, revenind la comparație de la început, n-avem nici forța și puterea și ferocitatea om contra animal, a animalelor de pradă, n-avem nici viteza și armele pe care le dețin, eu știu, urmecătoare, n-avem coarne, n-avem copite, nu putem fugi foarte tare. Un om, așa, cu mâna goală, poate după 10 de ani de antrenamente, poate cu adevărat să devină o armă și nici atunci nu cred că ar avea cine știe ce șanse împotriva unui tigru. Da? Nici chiar cel mai mare karateca al lumii, nu știu dacă ar putea, sau Bruce Lee, mă rog, nu mai este pentru noi, să facă cine știe ce cu propriile sale mâini sau fără arme. Am avut întotdeauna celălaltă caracteristică a speciei noastre și, din păcate, în primul rând a fost-o ca armă, și anume puterea de a gândi. Puterea de a gândi ne-a dus de la maimuțele din copaci, temându-se toată noaptea. Am văzut de curând un documentar despre babuini și despre cum îi atacă noaptea leopardul. Și m-am gândit câte sute de generații de strămoși de-ai noștri, refugiindu-se în copaci pentru a se proteja de teroarea nopții, da? Vânați de către leoparzi. Ei, în clipa de față, leoparzii sunt și un pic cam pe calea de dispariție, pentru că s-a întors un pic roata. Ce a făcut diferența? Diferența a fost, până la urmă, puterea de a gândi. Mai mult chiar decât atât, puterea de a transmite. Și omul păcii și omul războiului au această putere. Puterea de a transmite, puterea de a mobiliza. Avem oameni care pot să transmită cunoștințe. Am învățat în timp să le transmitem pentru generațiile următoare. Am învățat să scriem, am învățat să lăsăm cunoștințe pentru generații, nu numai pentru generația directă a urmașilor noștri, ci și pentru celelalte generații care urmează. Dacă eu pot să citesc astăzi dictonul unei persoane moarte de 1600 de ani, este tocmai această putere a omului. Din păcate, ea este mult mai des folosită de omul războiului decât de omul păcii. Deși este, dacă vreți, arma principală a omului păcii. Cunoașterea și răspândirea ei. Asta a fost arma lui Gandhi, până la urmă, și
atât cât a reușit în lungul vieții sale, cred că s-a datorat în primul rând nu atât personalității lui, cât mulțimii celor care au dorit să-l asculte și să-l urmeze. Pentru că oamenii nu vor, în general, război. În fund și la urmă, dacă ne uităm la vecinii ucraineni și vecinii un pic mai îndepărtați ruși, nu cred că rusul de rând chiar vrea război. Cu siguranță mamele soldaților ruși trimiși acolo nu vor război. Da? Nu vor război nici ucrainenii, nici cei care își apără casele, nici cei care sunt siliți să fugă de acolo, nu vor război. Da? Numai că sunt câteva minți înfierbântate care dintotdeauna au reușit să miște pe alții, practic să le pună în practică, să le aducă în realitate ideile. Și așa au apărut armatele. Și armatele, prin natura lor, există ca să lupte. Da? Suntem, dacă vreți, noi, generația noastră, într-o oarecare măsură și generația părinților noștri, suntem niște norocoși. Am trăit într-o Europa care n-a mai cunoscut un război de 80 de ani. Când în ultimii 2000 de ani au mai trecut 80 de ani în Europa fără niciun război? Răspuns, niciodată. Întotdeauna a existat un război în Europa deschis sau, eu știu, distanță de 2, 3, 5 ani până când în altă zona Europei izbucnea un alt război. Oamenii păcii, mă rog, văzând și tragediile deosebite ale celui de-al doilea război mondial, au reușit să se adune cumva și să zică, bine, bine, voi sunteți acolo, dincolo de cortină, noi suntem aici, hai să facem cumva să nu ne mai scoatem ochii. Au reușit. A fost greu, fără nicio îndoială, și populațiile civile oricum au cam plătit prețul. Pentru că și pacea nu este gratis. Pacea are propriul său preț. Războiul vine, așa cum știm, cu morți, cu oroare, cu răniți, cu distrugeri. Pacea însă are propriul său preț. De multe ori înseamnă umilință. Da? Cred că Odobescu are niște vesuri celebre, că capul ce se taie, ce se pleacă, sabia nu-l taie, dar cu umilință lanțul în convoaie. Deci ăsta a fost unul dintre prețurile păcii. Bine, prețul plătit de cel slab. Omul care dorea cu adevărat mai mult pacea decât războiul. Nimic nu e gratis. Simpla noastră existență ca indivizi nu este gratis. Înseamnă suferința mamei noastre care ne-a adus pe lume. Nu este gratis. Înseamnă efortul de a trage prima gură de aer și asta n-a fost gratis. Trecem dintr-o zi în alta și asta nu este gratis. Sunt multe de spus despre oamenii războiului și despre oamenii păcii. Ceea ce ne dorim cu adevărat, cred, este acel echilibru care să permită celor mai mulți dintre noi să ajungem la nivelul maxim pe care îl putem atinge de mulțumire sufletească. Indiferent în ce ar consta asta. Oamenii sunt diferiți, da? Avem 5 degete la o mână și nici nu seamănă cu celălalt. Asta înseamnă că oamenii sunt diferiți, au dreptul să fie diferiți și atunci ceea ce aduce pacea pentru fiecare dintre ei poate să fie, evident, un lucru diferit. Aceste diferențe sunt sursa războiului? Da, de acord. Câteodată aceste diferențe, că se închină acelui zeu, dar e numit în altfel, în altă limbă și pentru asta se luptă religios de nu știu câte sute de ani, sau pentru altceva. În fund și la urmă, dacă privim la vecinul și de fapt de ce se bat, de ce au intrat rușii peste Ucraina, ce or fi avut de împărțit? Ucraina nu este nicio țară extraordinar de bogată, așa, și ce or fi avut de împărțit? Cred că, până la urmă, ideea a fost mai degrabă un vis. Un vis al lui Putin, poate, sau al celor din jurul lui, un vis de a
reface ceva ce a murit. Astăzi am văzut un articol, doamna noastră celebră Șoșoacă a primit felicitări din partea ambasadei Rusiei pentru susținerea pe care a arătat-o refacerii Uniunii Sovietice. Acesta este visul. Cred. Așa cum Petru cel Mare a avut visul de a domina Europa și de a controla strâmtorile pe care un alt imperiu le controla atunci și încă le controlează, da, vorbim despre turci, așa cum Stalin a avut visul de a domina întreaga lume, are și Putin visul lui de a reface Uniunea Sovietică. E greu. E greu pentru că are el însuși în propria federație. Deci Rusia nu este o țară omogenă, da? Este, prin numele ei este Federația Rusă. Sunt cel puțin 80 de regiuni, mai mult sau mai puțin autonome, cu limbi diferite, cu religii diferite. E un amestec întreg acolo. Rămâne în continuare cea mai întinsă țară a lumii. N-ar fi deloc exclus să fie cea mai bogată țară a lumii. Defectul Rusiei pare a fi că e locuită. Și acești locuitori, decât să ajungă pe undeva prin Siberia să sape prin permafrost, să scoată de acolo petrol, au zis că, sau eu știu, minereu de fier, au zis că poate e mai ieftin să-l ia de la ucraineni, că e mai aproape de porturi, cum poate fi livrat și așa mai departe. Deci ceea ce au de împărțit, până la urmă, sunt niște resurse. Lăsând la o parte că, cu siguranță, există jocuri mult deasupra capetelor Ucrainei, de fapt. Ucraina a pierdut o bucățică în 2014, e vorba de Crimea. Aproape că a pierdut încă două bucățele, cele două regiuni, mai mult sau mai puțin autonome. Ce mai trebuia glorioasei armate roșii să mai ajungă prin regiunea asta ca să ce? Ca să-și numere morții? Da, mă rog, mai ales că Rusia a fost, Uniunea Sovietică înaintea ei și Rusia ca moștenitoare, a fost o mare specialistă, este în continuare o mare specialistă a războiilor prin interpuși. De ce să lupte cu propria armată când poate să susțină pe, eu știu, rebelii sandiniști din Nicaragua împotriva guvernului lui, nu știu cine, care era susținut la rândul lui de CIA-ul american. Da, deci războaie din astea, cred că și în clipa de față există câteva zeci deschise, mai mult sau mai puțin înghețate, să se trag sau nu se trag, chiar și în zona limitrofă Republicii Ruse există așa ceva. Există, dacă vreți, și în Transnistria față de Republica Moldova. Un fel de război din ăsta înghețat. Deci ce-i trebuia? Poate că acest vis de mărire, poate că domnul Putin chiar, sau tovarășul Putin chiar vrea să rămână cu adevărat în istorie ca întregitorul, e posibil. Din păcate eu nu l-am analizat și mă tem că nici alții care ar fi mai la îndemână și poate cu mult mai bun ca mine, dintre cei apropiați sau din zonă, că cu siguranță că și la Moscova există psihologi foarte competenți, dar n-au ajuns acolo unde ar fi de decis lucrul ăsta. Pacea este un lucru scump. Unii au ales să se pregătească de război pentru a o menține. Alții au considerat-o inutilă și au zis, decât o pace schiloadă, mai bine un război cinstit. Până la urmă este, dacă vreți, un ideal, este un lucru către care tânjim cu toții, dar undeva așa în străfundurile noastre știm că este, dacă nu imposibil, este foarte greu de dobândit. Înseamnă ca fiecare dintre noi, ca indivizi, ca fiecare dintre noi, ca grupuri din care facem parte, înseamnă să fim în stare să ne dorim să cedăm ceva. Și ăsta este poate lucrul cel mai greu în viață. Să dorești să cedezi ceva pentru a obține altceva, să fii pregătit pentru a negocia, să fii pregătit pentru a face compromis. Compromisul nu e o soluție nici pe de parte ideală, dar înseamnă o cale cumva de mijloc între două extreme. Dacă nu ești pregătit pentru așa ceva, dacă nu înveți să fii pregătit pentru așa ceva,
lași cu adevărat cale liberă omului războiului și vei plăti cu adevărat consecințele. Numai un singur lucru mai am de spus, cumva nelegat de subiectul de astăzi, și anume că mâine este 7 aprilie, este Ziua Mondială a Sănătății, care anul acesta are ca temă planeta noastră, sănătatea noastră. În fond și la urma urmei este vorba de a încerca să înlăturăm poluarea aerului, a apei, a hranei, pentru a avea un viitor mai sănătos. Asta pentru data de mâine, 7 aprilie, și că luna aceasta, luna aprilie, este în desfășurare o campanie de promovare a sănătății, fiind vorba despre luna națională de informare despre vaccinare. Cu siguranță că ați văzut videoclipuri și nu este vorba aici în mod particular despre vaccinarea anticovid, care deja este șchioapătă, pentru că și, din fericire, și cazurile sunt extrem de puține. Este vorba despre toate celelalte vaccinuri, cele vechi, cele care deja și-au dovedit în timp utilitatea, da, de care din cauza războiului vecinii noștri ucrainieni și copiilor n-au prea avut parte, din care la noi în anii din urmă, de exemplu, apropo de rujeolă și de părinți mai mult sau mai puțin responsabili, am avut poate vreo 20 sau 30 de decese, iar ei au avut câteva mii, da? O boală a copilăriei prin care, până la urmă, noi, generația noastră, am cam trecut, pentru că nu erau atunci vaccinuri. Toți am făcut spojar, da? Și aceste vaccinuri există și noi ne dorim să deschidem ochii oamenilor pentru a le folosi. Din punctul meu de vedere, argumentul suprem este că dacă suntem în clipa de față 7 miliarde, cel puțin jumătate existăm pentru că s-au inventat vaccinurile. Vă mulțumesc!